Cum să atragi bani și prosperitate? Meditație după Inelia Benz. Vreau să subliniez că va trebui să treci prin blocurile tale personale, care sunt creatorii acestei probleme particulare din viața ta. Iar exercițiul pe care îl vom face îți va permite să identifici care este problema ta. Rezolvați-o sau vindecați-o. După ce ați învățat acest exercițiu, va trebui să-l faceți o dată sau de două ori pe zi. Cel mai important lucru despre bani pe care trebuie să-l înțelegeți este că sunt o ființă energetică. Ei sunt vii ca și tine. Un alt aspect al banilor pe care aș vrea să-l înțelegeți este că banii nu sunt răi. Oamenii pot folosi banii într-un mod negativ, dar banii în sine nu au nimic negativ. Odată ce ați identificat și contactat energia banilor, o veți vedea singuri. Nu există absolut nimic negativ în bani. Pentru acest exercițiu, pe care urmează să-l faceți, aveți nevoie de o bancnotă. Bancnotele sunt mai bune decât monedele. Dar dacă nu aveți în acest moment și moneda este bună, data viitoare încercați să obțineți o bancnotă și cu cât este mai mare numărul ei, cu atât este mai bine. Următorul pas este să îi permiți accesul la câmpul tău energetic. Câmpul tău energetic este viața ta, ești tu, este corpul tău, este gândurile tale, emoțiile tale, este realitatea ta. Deci acest lucru se traduce la nivel practic, permițând bancnotei din mâinile tale să se încălzească. Meditația. Caută un loc liniștit și asigură-te că nu vei fi deranjat. Așează bancnota între palmele mâinilor tale, așezându-le cu duioșie în fața ta, asemănător cu atunci când te rogi, cu mâinile împreunate în fața ta, într-o poziție confortabilă și comodă. Este foarte important în timp ce faci acest exercițiu să nu ceri imediat ceva. Nu fă acest lucru. Ceea ce intenționăm să facem, în primul rând, este să ne familiarizăm cu energia banului și apoi îi vom permite să se manifesteze în câmpul nostru energetic și magnetic. Asta este tot ceea ce facem acum. Ține bancnota între palme și eliberează mintea. Încearcă să simți bancnota, doar să-i simți consistența ei. Simte-o între palmele tale. Permite-i să fie acolo. Acum, repetă în gând, îți permit să fii aici. În curând, vei începe să simți o senzație de căldură. Simți o căldură plăcută care vine de la bancnotă. Simte acea căldură care crește tot mai mult. Este caldă. Vreau să o saluți cu un bună sau un salut. Acum, repetă cu mine. Îți permit să te manifesti în mine și în viața mea, în întregime și din abundență. Iar acum, acordă doar atenție. Liniștește mintea și acordă atenție. Observă imaginile, sunetele, blocajele, senzațiile, gândurile, vocile sau culorile care îți vin în minte. Permite acestora să se arate. Dacă ele îți apar, mulțumește-le. Apoi, lasă-le să plece. Ele vin să-ți arate ce trebuie să lași să plece. Acum, acordă consimțământul tău banului
ca să intre în câmpul tău energetic și repetă. Îți permit accesul în câmpul meu magnetic. Câmpul tău energetic este chiar viața ta. Ești tu și corpul tău, gândurile, emoțiile și realitatea ta. Acum vreau ca tu să-i ceri banului să intre în viața ta. Repetă. Vă las să intrați în viața mea cu mare bucurie. Vreau să vă exprimați în mod complet și absolut. Permite ca bagnota dintre mâinile tale să devină tot mai caldă, tot mai fierbinte. Permite să devină fierbinte. Permite acestei călduri să crească și să-ți cuprindă întreg corpul. Permite banilor să intre în viața ta și repetă. Vă permit să intrați în viața mea cu tot fluxul și iubirea posibilă. Primește-i în viața ta. Dă-le un bun venit cu mare bucurie. Acum mulțumește banului că s-a exprimat complet în tine. Repetă. Mulțumesc că sunteți cu mine în abundență. Iată că ai închis ochii, acum deschide-i și așează banii la locul lor. În încheiere vreau să-ți dau un pont. Înmânează banii întotdeauna cu partea podului, nu cu cea a ferestrei. Observă că au așa ceva. Banii înmânați cu podul, pe pod se vor întoarce acasă. Cei aruncați pe fereastră, niciodată nu o să-i mai vezi. Observă întotdeauna cum îi înmânezi. Înscrie-te la canal pentru mai multe meditații. Apasă clopoțelul ca să știi dacă am publicat ceva între timp. Și între timp, o viață mai bună decât până acum îți doresc.